Ninsoarea abundentă aduce și bucurie. În stațiunea Stâna de Vale, situată la 1100 de metri altitudine, în masivul Vlădeasa din Munții Apuseni, ninge cam iar stratul de zăpadă trece de un metru. Turiștii care au ales să petreacă weekendul sau concediul la Stâna de Vale se bucură de peisajul feric și de aerul curat de munte și gustă din plin din plăcerile sporturilor de iarnă. Pârtiile sunt pregătite pentru schiorii mici și mari, dar și pentru cei care preferă săniuțele. Pentru acest sezon au fost pregătite noi pârtii pe lângă cele existente una de schi și trei de tubing. Este vorba de pârtia Cerbul 1 cu o lungime de 680 de metri, pârtia Cerbul 2 cu o lungime de 800 de metri și pârtia pentru copii Baby Ski. Totodată, teleschiul din stațiunea Stâna de Vale funcționează pe tot parcursul zilei. În parcul de aventuri Happy Land Adventure, iubitorii distracțiilor în aer liber pot opta cu privire la traseele pe care doresc să le parcurgă sau pot alege Tiroliana. Stâna de Vale are însă și trasee pentru snowboarduri care pot fi închiriate chiar în stațiune. Pârtia hârtiile și parcul de aventuri Happy Land Adventure sunt deschise zilnic între orele 9 și 17. După timpul petrecut în aer liber, turiștii găsesc în hotelul din stațiune toate condițiile pentru relaxare și distracție. Pe lângă confortul, la standarde ridicate, hotelul dispune de o bază de tratament unde sunt oferite servicii de saună, masaj, magnetoterapie și hidroterapie. Ninsoarea a creat unele dificultăți în ceea ce privește accesul în și dinspre stațiune, dar autoritățile spun că se intervine pentru dezăpezirea care leagă stâna de vale de Budureasa. La stațiunea stâna de vale se poate ajunge, asta, asta mi-a spus și directorul, acum că se lucrează de dimineață și singurul care îi în momentul de față blocate drumul forestier și stâna de vale, coada lacului. până în stâna de vale se poate ajunge de pe drumul de Beiu sau drumul clasic. Acțiunea de desăpezire a drumarilor continuă pentru a nu permite zăpezii să se așeze în strat gros în condițiile în care în zona ninge și la această oră. Se asigură astfel accesul în și dinspre stâna de vale atât al turiștilor cât și al angajaților stațiunii.